Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Gabriel Fotou, cunoscutul actor, nu din această perspectivă, ci din cea de manager. Nu e o farsă, în primul rând, să spunem, dacă ne gândim acum 10 ani, Gabriel Fotou... 12 chiar. Da, chiar. Chiar mai, mai bine îi distra pe români cu aceste glume, să le spun, farse. Erau la modă și în Occident, era mai vioi peisajul de televiziune, de parcă e prea serios astăzi. Din perspectiva de manager însă aveți o treabă importantă și nu ușoară. Da, pentru că într-adevăr au trecut 12 ani de când nu mai este postul la care făceam acele farse și la început erau așa de amuzament, după care am început să facem rating și să câștigăm bani și am dus-o așa ani de zile. Mi-au adus o notorietate de care noi actorii avem nevoie, dar totodată și o ștampilă într-un fel, adică oamenii mă etichetau într-un fel aici, de la OTV, știi, în zona aia. Însă a fost o perioadă frumoasă, nu pot să o uit și personal în carieră m-a ajutat. Și chiar mă gândeam acum că vorbeam înainte de emisiune, după atâția ani încă mai sunt oameni pe stradă care îmi zic, uite-l pe Fătul de la OTV. A, ce mai urmăream farsele dumneavoastră, ce mai urmăream, cum zic, îmi plăcea emisiunea de gafe, zicea unul de gafe. Farse. Și cu toate astea, după atâția ani, rar mi se întâmplă să-mi spună cineva, te-am văzut într-un spectacol, te-am văzut la teatru, încă, fătul de la emisiunea cu farse. Și totuși au trecut atâția ani, nu mi-am abandonat profesia niciodată, adică am absolvit în anul 2000, au trecut 24 de ani, de când sunt actor cu diplomă, eu fiind dintr-un sat de la Tulcea, Luminița, comuna Topolov, județul Tulcea. La noi în sat nu aveam nici școală, n-am avut decât 4 clase. Și am făcut 1-4 în sat și apoi 5-8 și liceul în comună la Topolov și făceam naveta. Avem un primar care e la primul mandat, mă rog, acum se termină, nu știu dacă merge mai departe, nu merge ce face, dar în comună au făcut un cămin cultural pe fonduri și acum 2 ani cred că am avut primul spectacol de teatru la mine în comună. Chiar am jucat Barza domnului ministru, după care am jucat și Rude cu nevastă mea și Dale Carnavalului, am jucat câteva spectacole. La câteva luni de zile mergeam cu un spectacol. Și asta spun că făcând o școală acolo la țară, făceam și nu prea făceam școală, nici nu prea învățam. Mergea mama la dirigintă și mă mai trecea clasa cu cum putea și mama cu, știți cum e la țară, cu ouă, cu găini. Cu... Și în clasa 12-a am zis, hai că dacă tot am ajuns până aici, măcar să termin liceul și să-mi iau bacalaureatul. Deși nu o să mă ajute la nimic, pentru că eu aveam deja planurile mele acolo. Lucram pe tractorul tatălui meu și voiam să mă angajez acolo la SMA, se numea. Voiam o bucată de pământ să-mi fac casă, curtea părinților mei. Aveam și o fată în sat acolo cu care fata a promisă mie să ne căsătorim, cam povești. Și într-o zi mi s-au sucit gândurile brusc, adică am tot spus-o și o mai spun. Când am văzut la televizor o emisiune cu Florin Piersic și în acel moment am zis, ce frumos, ce miraj viața asta de actor, dacă dau bacul și îl iau, am zis, aș vrea să devin actor. L-am dat și am luat cu greu, că am pe diploma de bac 705. Abia l-am luat și apoi mi-am zis, dacă tot am luat bacul, ce trebuie să fac, dau la teatru. Și a început această luptă cu mine, cu părinții, cum să te duci, avem treabă, știți cum e la țară. Și am venit la București, am găsit facultatea, am dat, bineînțeles că am picat și tot așa am făcut 4 ani consecutiv și într-un final am intrat și am absolvit în anul 2000
Când eram tot așa pe punctul de a mă, de a mă lăsa, că am zis, nu o să-mi găsesc un loc în teatru, nu o să pot să-mi fac această profesie, întrucât e foarte complicat. Și am participat la Cairo, într-un festival de teatru cu o trupă. Ne făcuserăm noi o trupă de teatru independent și am făcut un spectacol jumătate în limba engleză, jumătate în limba arabă. Erau acolo invitate 50 de țări, un festival de teatru experimental în fiecare an, în 1-11 septembrie. Și fiecare țară venea cu două spectacole, vă imaginați că erau 100 de spectacole. Se jucau în paralel, în multe spații, în două săptămâni, 100 de spectacole la Cairo. Și am avut marele noroc ca la finalul acelui festival să iau eu, pe persoană fizică, cum zicea cineva, premiul pentru cel mai bun actor. Și vă dați seama, m-am întors în România, m-am angajat la un ATC, am început să colaborez cu teatru de comedie, cu teatru Notara. Să nu sărim, e greu, mai știți vreo replică în arabă? Aia, o hatra bena baba când a dat la hetiu, a haștine, a habic, mă rafșe, zbic arabic, vorbiți arabă? Nu, evident, și chiar mă gândeam atunci când Andrei Șerban a făcut trilogia greacă, mă gândeam că actorii puteau spune orice, că oricum nu știi greacă. Da, deci da. Dacă păstrează ritmul și... Am avut atunci o... Să ne traduce. Am avut o idee atunci pentru că am luat o piesă, se numea Musefir Lil în arabă, în engleză, în română, Călător în noapte, Night Traveler. Și am luat acest autor celebru al lor, Salah Abdesabur, un fel de Caragiale al nostru. Și am zis cum ar fi să vină o trupă... Pe clasic. Și mi-am zis eu așa în mintea mea, cum ar fi să vină o trupă din Egipt să joace O noapte furtunoasă? Știm toți Noaptea furtunoasă, știm replicile, știm Chiriac, cu Veta, intră Rică peste, Zița, peste Veta din greșeală în loc să se ducă la Zița. Și cum ar fi să nu înțelegi limba, dar știi povestea, să vezi situația și cum... Și atunci asta am făcut și eu. Am luat o piesă foarte cunoscută în Egipt și am jucat-o în limba română, că ei înțelegeau. E adevărat că fiind un festival internațional, juriu era format din 10 membri, președintele juriului era american și erau din Franța, din Spania, era un singur egiptean în juriu. Și la un moment dat eu aveam niște momente în care învățasem și niște replici în arabă și pentru ei era wow, mă dați seama că am jucat la opera din Cairo și când m-au auzeam... Sala a vibrat. Nu numai a vibrat, dar pentru mine a fost ceva că aveam la un moment dat, îl număram pe unul și număram 1, 2, Oahă, Tănin, Tele, Terba, Hamsa, Seta, Saba, Tamania, Tesa, Așra, de la 1 până la 10. Deci era un delir acolo în sală și când în ultima seară apăruseră deja în ziar nominalizările pentru premii și erau ca în orice festival, se dădeau doar 5 premii după o luptă din asta de 2 săptămâni. Cel mai bun regizor, cel mai bun scenograf, cel mai bun spectacol, cel mai bun actriță, cel mai bun actor. Și am apărut la nominalizații. Un actor iranian, un actor egiptean și un actor român, Gabriel Fădu. Și am zis, Doamne, măcar m-au nominalizat, eram ceva. Și când seara la opera din Cairo, când s-a deschis plicul și au zis, The winner is Gabriel Fatu Romania, efectiv am leșinat, am căzut. Că nu vrea să cred că au zis numele meu și că iau eu într-un festival de acea amploare. Să iau premiul pentru cel mai bun actor. Și a fost primul meu premiu. Abia absolvisem. Ce am absolvit în iulie, luasem licența și în septembrie a fost acel festival. Și am început în continuare să fac teatru independent. Chiar vă zic un secret. Nu am fost niciodată angajat actor la un teatru. Am fost angajat la facultatea de teatru, consultant artistic, purtător de cuvânt al rectorului când era domnul Florin Zanfirescu, apoi director de marketing, dar actor angajat pe un post de actor la un teatru nu am fost niciodată. Am o fundație, Fundația Culturală Teatrul Principal, unde sunt membru fondator și președinte, prin care mi-am făcut și îmi fac proiectele mele independente și joc spectacole în București, în țară și în lume, închiriind săli și făcând spectacole obligatoriu, trebuie să faci niște spectacole bune, să nu zic foarte bune, pentru că
nefiind bani, subvenții de la vreo instituție, totul este din sponsorizări sau din faci un spectacol, îl joci și încasezi mai mult, îți rămân bani și îl faci pe următorul. Și tot așa. Și atunci, de 24 de ani, fac asta. Spectacole de teatru independent. Iar acum, printr-o întâmplare, că la mine așa în viață, de multe ori zic așa că este un joc al întâmplării sau undeva un Dumnezeu al meu personal care mă iubește, mă ține pe un traseu și de multe ori când încercam să o iau așa undeva, venea și mă punea pe traseu și spunea tot pe aici, tot pe aici. Ține drumul, ține cărarea. Pentru că au fost momente când am vrut să-mi abandonez profesia și exista ceva și iar mă repunea pe traseu. Și, de exemplu, tot prin televiziunea care mi-a adus un anumit tip de popularitate, să nu zic că m-a făcut faimos, am ajuns dintr-o întâmplare la un moment dat și pe scena politică, unde am jucat și un rol. Pentru că atunci când făcuse Dan Diaconescu acel partid, la un moment dat trebuiau pe liste complete de consilieri în țară, în București, peste tot. Și neavând foarte mulți oameni, la un moment dat ne-a pus pe toți pe acolo. Și operatori, și șoferi, și prezentatori, ca să fie liste complete. Vă dați seama că eu nu doream să fac politică și nici măcar nu înțelegeam cu ce se mănâncă. Și când în 2012, că s-a închis postul, avea la Primăria Capitalei 7 consilieri generali, eu eram pe o listă acolo mai în spate, și la un moment dat au venit și parlamentarele, au plecat unii și alții și la un moment dat am urcat și era o regulă, știți, pleca unul, venea următorul pe listă. Și la un moment dat m-am trezit consilier general în Consiliul General al Municipiului București. N-am înțeles nimic, vă dați seama, primul an, anul 2. Am început să citesc, eram președintele Comisiei de Cultură, mă ocupam de teatre, la un moment dat eram președinte de ședință, trebuia să studiez proiectele, că le și semnam și era anul 3. Începeam să-mi dau seama așa cum funcționează lucrurile, iar anul 4 de Consiliu General, când aproape începeam să înțeleg cum funcționează, s-a terminat mandatul și am plecat acasă. O mențiune apropo de jocul întâmplării, era o piesă, jocul dragostei și al întâmplării. Așa este. Și după acel mandat de consilier general, am ajuns la sala Dales, care era sala Dales, nu sala de expoziții, că sala este a Ministerului Culturii, sala de conferințe, care era și este a Primăriei Capitalei. Și se scosese postul de manager la concurs, am dat concurs pe postul de manager și am ajuns manager la sala Dales. Am stat vreo 2 ani pe la ușile consilierilor generali și de pe vremea aceea și a primarului și într-un final au înțeles că este o sală de spectacole, este o instituție de cultură a primăriei într-o sală care a avut o notorietate, de seama, din 1932 și ce se întâmpla la Dales înainte și era o sală în mizerie, prin grădină pe acolo, șobolani și bălării și după vreo 3 ani de zile de discuții, de efectiv de convins oameni, într-un final am primit fonduri și am făcut-o, dacă n-ați văzut acum cum arată sala Dales, sala de spectacole. O sală superbă în zona 0 a capitalei, unde se fac și spectacole de teatru, mai ales atunci că eu veneam din Consiliul General făcând teatru independent și știam că deja apăruseră în București trupe din astea de teatru independent, oameni care își doreau să joace și nu aveau unde, ca și mine aveam spectacol gata făcut. Și am zis, hai să facem o sală de teatru pentru trupele de teatru independent. E o sală foarte mare. Și este o sală foarte mare, are 344 de locuri. Și acum, dacă te uiți pe programul sălii Dales, sunt spectacole aproape în fiecare zi din zona teatrului independent. Se duc oamenii, închiriază sala, că sala are niște tarife pe ore, pe zile. Oamenii închiriază, joacă și organizează spectacolele și vezi acolo o multitudine de spectacole de teatru,
concerte, conferințe și vă dați seama, pe bulevardul Bălcescu, în zona 0, te duci pe jos, te duci cu metrou, chiar dacă e problema parcărilor în București, dar la un moment dat chiar nu ai nevoie. De unde numele a fost păstrat și în comunism? Numele de... De Dales? Dales. De unde vine? Cred că l-a păstrat pentru că, dacă ne ducem puțin în istorie, sala Dales, clădirea, este Academiei Române. Acolo, prin 1960, când comunismul i-a fost luată de primăria capitalei, și după 90 au început practic procesele, pentru că Academia își dorea clădirea înapoi. Și după ani de zile de procese, chiar în 2018, printr-o hotărâre definitivă, Primăria Capitalei a redat Academiei clădirea. Dar era pe o lege cu articolul 96, trebuia să păstreze afectațiunea 10 ani. Dar Academia Română, adică nu putea să evacueze instituția Sala Dales, care e a Primăriei Capitalei. Și atunci a rămas acolo cu un contract de închiriere, adică acum primăria plătește o chirie către Academia Română. Și faptul că s-a îmbunătățit, practic, e o pată de culoare în centru, că este ultra dotată, sunet, lumină, aer condiționat, vara, adică acolo se pot întâmpla multe evenimente. Și am stat până în 2022, când mi s-a terminat mandatul, contractul, că asta îmi doream și spuneam. Nu mi-aș dori cum sunt anumiți directori la anumite instituții și poate nu doar în zona teatrului, care stau până la pensie și după pensie și se țin acolo de scaun și zic nu plec de aici decât cu picioarele înainte. Și am zis, într-o zi, dacă zbor de la Dales, măcar știu că în urma mea a rămas o pată de culoare, mai ales că nu era sala mea, era sala bucureștenilor. Și oamenii se vor bucura. După cum știți, sălile de teatru, majoritatea sunt scaunele roșii, că e o modă așa, roșu, mov, vișiniu. Eu am vrut să fac o sală diferită și avem o sală mov. Scaunele acelea mov, ultra confortabile, cu standarde europene, ca să ai spații, să ieși, să vii, să te duci pentru scaun pentru persoane cu dizabilități, adică am ținut cont de tot. Și într-o zi mi s-a întâmplat că mi s-a terminat contractul și am plecat acasă și văd acum cu bucurie că la sala Dales se întâmplă multe evenimente. Și am, tot printr-o întâmplare, am aterizat la Teatrul Dramaturgilor Români. Este un teatru relativ nou. Poate cel mai nou din sfera publică. Da, acum independente sau private sau mai deschis sau mai închis, dar sunt și puține. Am înțeles că nu avem nici jumătate față de Budapesta, de exemplu, dacă te gândești la numărul de locuitori. Da. Adică în București sunt vreo 15. Da, sunt 14 teatre, după aia cu circul, cu opera comică și astea ale primăriei. Ale primăriei. Și în Budapesta sunt 40. Dar de clădiri, de instituții diferite. Partea bună este acum că au apărut și teatre independente, multe, doar că din păcate, în afară de Teatrul Independent Luceafăru, care a luat fosta sală de cinema Luceafăru, Teatrul Elisabeta, care au săli mari de 300 de locuri, 400, 500, cum este la Luceafăru. Teatrele astea mai mici, Teatru Nou, Teatru Cochet, Teatru Roșu, Teatru de Artă, Teatru... Sunt... Deci pe vremea când eram eu atunci în Consiliu, știam că erau vreo 70 de teatre, trupe independente în București, acum sunt, cred că au depășit 100. Și fiecare mare repertoriu, eu mă gândesc și faptul că fac asta de 24 de ani, acum sunt și într-un teatru al primăriei și văd cum funcționează lucrurile și cât de simplu e când ai banda, cât de complicat e, pentru că la un moment dat, vedeți, nu poți să te joci cu banul public. Trebuie investit corect, trebuie să... Că zici, lasă că nu, dacă ai bani de la primărie, poți să faci, nu poți să faci orice. Trebuie să faci un produs bun, trebuie să-l faci cu atenție,
trebuie să se joace, trebuie să poți pe urmă să și faci venituri proprii, că nu de consumat banii altora e simplu. Știți cum e. Dar să știi să administrezi un buget. Și mă gândeam cum funcționează un teatru independent care are, să zic, 50 de locuri, 70 de locuri sau maxim 100, nu știu dacă au sub 100 de locuri, și să plătești repetițiile actorilor, să plătești actorii, să plătești taxe, chirii, utilități, decorul, costume, nu știu cum rezistă. Se merge la minima rezistență, adică decorul sunt două cartoane, o perdeluță, spectacole cu două personaje. E adevărat, e greu. Ma bun, și teatru experimental, pe de-o parte, e și perspectiva că, dom'le, experimentele să le facă privații, teatru clasic, nu? Pentru elevi, studenți să... A spus bine, experimente, da. Când te duci la Teatrul Național și vezi, am fost acum și am văzut în regia domnului Colceag, un regizor cu care am lucrat foarte mult și lucrez în continuare, a făcut opera de trei parale la Teatrul Național Sala Mare, după Brecht. O construcție pe scenă, cu scenele alea care se rotesc, cu actori mulți, cu costume, adică e într-un fel un spectacol așa grandios. Și să te duci la un teatru să vezi două scaune și un băț și parcă adică se simte că e, cum să zic, se vede sărăcia. Se vede... Da, apropo de sălile de spectacol, au fost multe cinematografe care s-au transformat în săli de bingo, nu știu, magazine. Acolo puteai să reconfigurezi sala și să ai teatre. Chiar a fost în sectorul 3, dar n-am văzut să aibă repertoriu. A fost Sala Gloria, celebra sală de cinema Gloria. Da, este refăcută. În continuare a avut, nu știu, sectorul 3, a dat-o teatrului Metropolis, a luat-o înapoi, nu mai știu. Știu că acum se întâmplă niște spectacole acolo din zona teatrului independent. Numai adică că este sala închiriată. Cum da, este... se închiriază la fel. Nu ai unde să joci, te duci la Dallas, dacă e ocupat, te duci la Luceafărul, dacă e ocupat și acolo, te duci la Gloria. Problema da, e... pentru că e miza centrului. Exact, asta urma să vă zic. E greu de scos lumea de acolo, din cartier, dacă nu vin la teatru, nu sunt obișnuiți. E greu să formezi public nou, iar cei care sunt în centru, care știu că merg la teatru și merg în zona asta centrală, nu prea se duc în cartiere și e greu de... Pentru cineva din Berceni... cartierul Iorei e ca alt oraș, da. Și cum te-ai duce în Ploiești, și la teatru din Ploiești. Sunt persoane, de exemplu, care... piese bune și nu e departe. Sunt persoane, eu le zic așa un pic, am și prieteni mai snobi. Vii la teatru? Nu, eu nu mă duc decât la Teatrul Național. Teatrul nu e doar Teatrul Național. Te duci să vezi și la comedie, te duci să vezi și la teatru mic și la notarea. Da, era această opoziție, nu e cum citești sau tabloide sau te uiți. Omul are și supă, are și desert. Exact. E loc pentru toate. Sunt momente când vrei să te relaxezi, să te distrezi, când vrei să urmărești o dramă. Da, depinde ce vrei să vezi. Apropo de OTV, chiar într-o discuție, într-un podcast, îmi spunea un sociolog celebru, zice, dom'le, la facultate se plângea o doamnă profesor, nu se poate, ați văzut ce a fost la OTV aseară. Ce, nu m-am uitat, dar tu de ce te uiți? N-am putut să mă abțin. Da. Era nemulțumită, nu știu, fusese un subiect mondan, un scandal în zona mondenă, se certaseră două personaje. Apropo, zice lumea de OTV, dar modelul și personajele au fost înhățate de ProTV. Da, păi acum practic te uiți și la celelalte televiziuni mainstream. Te uiți la celălalt și parcă vezi OTV-ul. Prima dată cine dădea
în mormântări și la OTV se transmiteau. Bun, și asta cu mormântarea a fost acum, vreau să interzică CNA-ul, să interzică televiziunilor să filmeze la mormântări. Bun, și BBC-ul parcă a filmat în mormântarea reginei. Da. Adică de ce să... De unde până unde a devenit un eveniment public, nu? Pe vremuri era fanfară, marșul funebru, mergea în fața... Era o ceremonie întreagă. Acum e interzis să filmezi în mormântările. De unde până unde? Pentru că vă dați seama că... Hai să zicem botezul, că sunt scene de nuditate. Da, acolo prin... Adică nunta, mormântarea, sunt ritualul, sunt din... Și moartea face parte din viață. Folclor. Da. Chiar m-am amuzat odată cu... și m-am amintit aseară că m-am întâlnit cu Dan Diaconescu și zic, mai ții minte când difuzai în mormântări și ții minte că într-o seară era sus acolo pe bandă, scria în mormântarea nu știu cui și pe jos pe bandă scria urmează Gigi Becali. Și am sunat și zic, vezi că ceva suna iurea că difuzau o mormântare și... Bun, așa, chestii de-astea cu burtierele, era ceva de genul Hristos a înviat și pe burtieră crucea, medicii au venit de urgență. Da. Era o altă știre de noaptea de Paști. Dar încă o dată, personajul, personalitatea, că nu se filmează în mormântarea unui privat, a unui cetățean oarecare, nu? Deci, nu... Cum să zic, e un semn de cenzura. Respect până la urmă, participă, dom'le, te-ai dus la mormântarea nu știu cărui scriitor sau... Da, faptul că nu s-a dus, s-a uitat la televizor, adică de ce e rău în asta? Da, acum până la urmă și libertatea presei trebuie să existe, adică poți să filmezi, să difuzezi în niște limite ce vrei și totodată și telespectatorul are variantă, se uită sau nu. Are telecomandă. Ai exact telecomanda cu butoane și dai mai departe sau rămâi acolo și stai. Revenind la teatrul dramaturgilor, sunt mulți dramaturgi că obligă regulamentul sau obligă regulamentul, denumirea teatrului dramaturgilor trebuie să fie autor român. Nostru, da. Asta spuneam că primim foarte multe proiecte, telefoane, propuneri și când cineva vrea să vină cu un proiect, îl întreb cine a scris. Și dacă îmi zice un autor englez, am o piesă Feydeau, am o piesă tradusă din un rus, zic nu. Nu, pentru că scrie mare pe poartă Teatrul Dramaturgilor Români. Și asta e bine într-un fel pentru că ne limitează la ai noștri, dar pentru că ai celelalte teatre. Și aici cred că la un moment dat ele ar fi trebuit să fie oarecum diferite, cum e teatrul de comedie. Zici, mă duc să văd comedii, teatru de revistă, mă duc să văd revistă la estradă, teatru. Iar celelalte, Notara, Bulandra, toți fac de toate. Adică da, Notara se specializase în comedii bulevardiere la un moment dat. Da. Dar acum poți să vezi și Pescărușul, poți să vezi și o bulevardieră, poți să vezi, adică nu are fiecare, nu merge specific. Fiecare într-o direcție. Și atunci ei, programul, și autorii români, cam din ce sunt scriitori, că nu cred că pot trăi din... Păi nu pot trăi din asta, pentru piesă. Că atunci când scrii, nu știu cât durează până scrie cineva o piesă, sunt piese de teatru pe care autorii spun că le scriu în viteză, cum spune un autor în viață, Andreas Petrescu, care a scris într-o seară o piesă, se numea Mama, văzut, inspirat dintr-un film, a văzut el un film și mi-a trimis o piesă și a zis, am scris o piesă de teatru, Mama. Am citit-o, am râs o oră cât am citit o comedie bulevardieră și am zis, mai trebuie ceva. Și el a zis, nu știu, am scris-o dintr-un foc. Adică am stat și am scris în 7 ore și nu mai puteam atunci, dar știam continuarea și a doua zi am terminat-o. Și a zis, scrie tu. Și mai trebuia o scenă când se întorcea mama și am scris eu mai departe și a apărut această piesă, am redenumit-o eu, i-am zis Mămut la mama, de Andreas Petrescu și un pic Gabriel Fătu, că așa și apărea pe afiș, și am jucat-o vreo 10 ani în
peste tot în București. Închiriam să-l pe la Notara, pe la Comedie, la Palat Copiilor, la Sala Palatului. Am jucat-o de 4 ori în regia domnului Gelu Colceag. După care a apărut și partea a doua, că se simțea nevoia unei continuări. Mă mut la tata, a apărut episodul 2. Și apoi partea a treia, mă mut sau nu mă mut, aceasta e întrebarea. Și a fost un serial de comedie pe care l-am jucat noi din 2010 până în 2021-22, mai țin minte. Și toate trei făcute de Colceag, dar scrise bine. Adică simple, comedii astea simple de familie, în care replică, umor, situații. Și acum am avut, de exemplu, acum 2 luni, un concurs de dramaturgie. Pe o perioadă de, se înscriu dramaturgii români, trimit piese și au fost vreo 200. 200 de autori diferiți. Depinde, unul că unul avea 4 piese, altul avea 5, unul avea 2. Și am stat, ne-am împărțit acolo, ne-am format așa o comisie și pe la Muzeul Literaturii și noi de la teatru, secretar literar, și am citit fiecare cum am putut. Unele sunt bune, încep bine și unele se termină prost. La un dat tot așa, unele încep bine și se pierd pe parcurs. Altele îți spargi capul și zici, Doamne, dar ce a avut omul ăsta când, din ce a venit? Experimental. Și, da, experimental. Da, numai puțin ne întoarcem. Nu s-a mutat la TV, nu-l hață televiziunile pe un autor cu umor, cum ba e Andreas? Da, păi acum Andreas scrie la Ai Umor, Rosturi și așa. Andreas a scris și un film pe care l-a făcut anul trecut și este pe Netflix, Love, Sorry. Andreas n-a făcut rău Netflix, a adus cinematograful autohton aproape de oameni, că poate la cinema nu se mobilizau, era o săptămână, e două, mai greu, cât să te duci. Nu joacă, sau mă rog, nu ai pierdut, azi e premiera, mai joacă de două ori, mai proiectează de două ori și la revedere, pe când pe Netflix, când ai timp, când ai chef. Și ai această șansă, ai butonul stop, nu poți să mai vezi că te asomni, îl oprești și îl vezi mâine. Nu e bine dacă te asomni, dar au șanse autorii. Da, dar asta vă spun că români să mă întrebați ce profesie au. Mă uitam acum o doamnă medic, o doamnă profesoară la ASE, adică sunt din toate domeniile, oameni care scriu piese de teatru, scenarii de film, ne trimit. Și la un moment dat, pentru că nu știu eu, știu că la un moment dat se făceau niște cursuri din astea de scriere dramatică și pe la Universitatea de Teatru și nu mai știu pe unde, dar cred că există sau ar trebui să existe undeva pentru cei care scriu să învețe, nu știu, niște tipare, că se pierde efectiv la un moment dat, adică au niște idei, că probabil așa încep să scrii. Ai niște idei și după aia... Adică nu sunt profesioniști. Da. Adică, intră pe lângă talent și un pic de meșteșug, de antrenament. Eu ce am citit, ce nu știu câte mi-au revenit mie, vreo 20, n-am găsit una pe care să o înțeleg cu adevărat, n-am găsit una care să-mi placă și chiar doamna Lucia Verona, care și dânsa scrie mult teatru și romane, și cea care a luat locul 3, se numește O zi din viața Sfintei Madame Popescu, scrisă de colegul nostru jurnalist Radu Hergeu, care are multe piese scrise și el ne-a tot trimis. Și asta a luat locul 3. Și mi-a zis doamna Verona, este singura, că dânsa o citise, și a zis, este singura la care am râs. Am citit-o și eu într-o seară și la fel, am râs, dar nu prea. Și chiar am primit un e-mail zilele trecute de la Radu Hergeu, cum ți se pare? Și am zis, merge pe o structură bună, îi mai trebuie ceva, nu știu să spun ce, că nu sunt specialist, eu nu scriu, n-am scris. Dar prin natura profesiei, că joc în spectacole și mai ales acum fiind manager de teatru, Teatrul Dramaturgilor Români, primesc zi de zi cel puțin 4, 5, 10 proiecte. Și ca să stai să alegi, avem un consiliu artistic, ne întâlnim și hotărâm ce mai montăm luna asta, că pe an nu poți să faci mai mult de 4-5 spectacole noi într-un an. În primul rând, nu ai bani,
Noi avem subvenție de la primărie, dar nu vă imaginați că avem bugete limitate, mai ales că Teatrul Dramaturgilor Român nu are sală proprie. Suntem în, locuim într-un concubinaj cu Muzeul Național al Literaturii Române, care este... În fosta clădire a Gestapo-ului din exact. Perioada... Pe calea Griviței, numărul 64, nu știu ce a fost înainte. Acum a fost poșta, acum, o lungă perioadă, dar în timpul războiului acolo erau nemți. Am auzit fel de fel de povești, nu am studiat istoria spațiului, dar în acest moment, într-adevăr, era o clădire a Poștei Române, de la care muzeul a închiriat-o pe o perioadă de... Și când s-a înființat Teatrul Dramaturgilor Români, domnul director de la muzeu a zis: n-ar fi bine ca în această să fim într-o familie, Muzeul Național al Literaturii Române cu Teatrul Dramaturgilor Români. Și acolo au renovat ei, că repet, eu sunt acolo de un an și jumătate, au renovat clădirea, au recompartimentat spațiile acolo unde s-a putut, s-au făcut birouri și s-au făcut două săli de spectacole, drăguțe, cochete, cu sunet și lumină, ultra dotate, ultra moderne, dar foarte mici, niște spații de birouri, ai mai scăpat de niște pereți și cu greu s-au făcut două săli, una la etajul 3, și acolo e greu de cărat, decoruri, când ai mobilă, paranteză scurtă, avem interesul general, Aurel Baranga, și o piesă făcută clasic, cu fișete din alea de pe vremuri, cu mobilă din aia multă și cară săracii colegii de la tehnic pe scări sau ce încape în lift, pentru că na, este o sală la etajul 3 și nu are decât 70 de locuri. Mai avem o sală la parter, tot așa, am mai înghesuit niște camere și am făcut o sală, dar este și mai mică, are 60 de locuri. Și jucăm sus sau jos. De fapt, sala de jos este mai mult a muzeului. Ei zic, acolo e sala noastră de spectacole, de evenimente, dar ei nu prea au multe evenimente. Mai au din când în când o lansare de carte, o conferință, ceva. Și atunci e oarecum la dispoziția noastră, dar atunci când facem noi programul pe o lună sau două, dacă ne anunță cei de la muzeu că pe data de au și ei un eveniment, atunci noi nu putem pune spectacole. E lucru rar în administrația publică din România să colaboreze două instituții. E un... Da. Jos pălăria pentru Muzeul Literaturii. Să vă spun de ce sunt câteva săli mari nefolosite, sălile de spectacol ale liceilor din București. Sfântul Sava Bălcescu are o sală mare, are și balcon. Sunt, dacă intră, cred că 300 de locuri din Ulipati. Și Lazar, cred că are Lazar sală. Deci, hai să spunem că în timpul săptămânii nu se poate, dar în weekend s-ar putea folosi acele săli ca sală de spectacole, ceea ce și sunt. Evident, e nevoie de un minim de investiții, probabil da, reflectoare, da. Sonorizare mai bună, că așa ceva sonorizare este. Dar cum nu sunt folosite nici terenurile de sport ale școlilor și liceelor, stau cu lacătul când se termină orele, așa și aceste săli care, vă dați seama, e de 5 ori mai mare decât sala Teatrului Dramaturgilor Români. Mai ales că aici mai e ceva. Nu știu dacă e bine sau nu, pentru unii e bine, pentru alții nu. În sensul că este un teatru de proiecte. Nu avem actori angajați. Adică avem doar personal tehnic și personal administrativ, organizare, contabilitate, achiziții, etc. Și atunci fiecare proiect vine cu un regizor pe care îl contractezi, cu actori pe care îi iei din alte teatre, colaboratori sau din zona independentă, încerci să îi iei cât mai liberi, pentru că cei care sunt angajați la teatre, de exemplu, nu poți să-ți faci programul, pentru că ei fiind angajați la un teatru, ei trebuie să-și aștepte să se afișeze programul pe luna următoare sau tot așa pe o lună, două, și îl întreb, în data de ai putea juca? Și el zice, nu știu, că nu mi-a apărut programul. Eu nu pot să-i pun lui spectacol, că dacă îi pune teatru, el este obligat prin contract
să aștepte la vizier programul, când a apărut, se uită, azi am, mâine n-am și apropo, atunci... Apropo, Bach era o treabă, combinări de 7 luate de 5, nu mai. Și atunci, cam asta, și ies niște cifre la un teatru cu, important. Un teatru cu trupă, cu actori angajați, vine regizorul și ce vreau să montez piesa X. Câți actori aveți? 25. Se uită, îi cheamă la casting și zice, de mine începe repetițiile. Ei zi de zi, fiind angajați, trebuie să fie acolo. Eu acum repet o altă piesă a lui Andreas Petrescu, Amanta noastră de la minister. Cum sună? Regia Gelu Colceac cu Adriana Normal, Trandafir. Normal, cum să da. Sune. Chiar așa începe spectacolul, că firesc. Amanta noastră este amanta noastră, adică a mea, eu joc majordomul. Este a majordomului și a domnului ministru. Ministru care este mai tânăr pentru că doamna, soția, are bani și datorită banilor ei, citez, a ajuns ministru, el are și o amantă, numai că amanta se iubește și cu majordomul când nu e domnul ministru acasă. Și așa, și așa începe spectacolul cu majordomul care povestește că destinul mi-a scos-o în cale pe Juliet, fosta secretară a domnului ministru, care conform tradiției a devenit amantă și care a devenit și iubita mea în același timp. Și era și iubita mea și amanta lui. Totul se întâmplă acolo, la ei în casă. Cum se întâmplă? E, și am început discuțiile pentru acest spectacol prin septembrie-octombrie. Am început să lucrăm prin octombrie-noiembrie și trebuia la sfârșit de decembrie să fim gata. Noi nu suntem gata nici azi. Adică avem premiera săptămâna viitoare. Pentru că sunt doar 6 actori, nu sunt 20. Și când facem programul, mâine când repetăm? Zice Adrian Trandafir, eu nu pot ca în filmare, nu repetăm. Păi mine, zice altul, eu am repetiții la, sunt angajat la Teatrul Național, nu pot. Și abia reușim să facem un program, să ne vedem și noi la repetiții. Ne vedem seara, ne vedem noaptea sau dimineața, de 3 luni, nu mai am weekend. Sâmbătă, duminică, ei n-au alte așa. Și atunci zic, putem să repetăm până la 7, 8? Nu pot, până la 6, că seara eu am spectacol. Altul ce, păi am spectacol la Tulcea și plec după amiază și... Vreau să spun, e mai simplu când nu ai actori angajați pentru atmosfera din teatru, că există conflicte, orgolii, ego-urile astea, așa, dar totodată depinzi tot timpul de ceilalți. Le facem adrese la teatre, către Odeon, bună ziua, în data de, am vrea să programăm și noi spectacolul X, unde actorii dumneavoastră YZ sunt aici. Puteți să... Și ne răspund, nu. Sau puneți luni sau marți, când au ei liber. Și atunci noi jucăm și luni și marți, dar luni și marți și la noi tehnicul are liber și atunci intrăm iar. Dar e, cum să zic, partea bună e că nu e foarte greu să umpli o sală de 70 de locuri. Depinde și de spectacol, pentru că avem și spectacole care se joacă mai de mult și publicul de teatru, să zic așa, deja s-a epuizat și avem spectacole de asta e întrebarea, cum, pe care cum le vindem creștem greu. Publicul de teatru? De exemplu, filmele astea de la Hulu, să spunem, ele alergă după un numitor comun, deci să aibă public cât mai numeros și atunci scad, nu știu, ideile nu sunt prea înalte, nu, intriga nu e complicată. După a treia scenă, noi dacă avem cât de experiență știm sfârșitul. Da, da. Și atunci ar fi teatru, că aici se poate nișa, nu? După gustul fiecăruia, poate să fie lucrurile mai complicate, nu așa ca la film. Dar cu toate astea, în loc să crească publicul de teatru, măcar în orașele mari, vedem că pe internetul sau cine păi, având consumă, acum mănâncă din acest public. O paletă largă de activități, de evenimente culturale, când ai atâtea cinematografe în mall, când ai atâta Netflix și canale, atâtea canale cu filme. Cât mai fi, da. E mai complicat pentru cei care nici nu prea merg la teatru, sunt și mai comozi, stau acasă și văd un film sau nu știu ce emisiuni. Dar există publicul de teatru care vine într-adevăr și pe ideea asta de a ieși, de a socializa și de a fi acolo în sală, de a
de a participa activ la un moment de creație. Dar într-adevăr, am mers pe stradă și am făcut, o să vă trimit un filmuleț. Anul trecut a venit Dan Tudor la teatru cu mai multe piese și a zis aș monta și eu aici, aș propune o piesă. El fiind Dan Tudor, actor și regizor, el a făcut primul spectacol la Teatrul Dramaturgilor Români când s-a înființat, a realizat primul spectacol. Și a venit și a zis, uite, îți dau mai multe piese, uită-te și am citit și am ajuns la piesa lui Liviu Rebreanu, Plicul. Eu nu citisem piese de teatru scrise de Rebreanu, recunosc. Știam de la școală, Răscoala, Pădurea Spânzuraților, ce știe toată lumea. Și citesc o piesă, anul trecut, iar Jocul Întâmplării, scrisă de Liviu Rebreanu în 1923, deci anul trecut se împlineau 100 de ani de când Rebreanu a scris Plicul, și citesc. Primarul, într-o comună, nu e localizată, într-o comună pe lângă București, primarul comunei împreună cu nașul lui, consilier local, și împreună cu cumnatul lui, consilier local, votează în Consiliu o sumă pentru a aduce vagoane cu lemne de Crăciun pentru popor, pentru a mai prinde un mandat, obțin de la Căile Ferate un acord să le dea vagoane gratuit, să aducă lemnele astea, sunt 35 de vagoane, și atunci suma pe care și-o votaseră în Consiliu, 105.000 de lei, și o împart între ei trei, primarul cu cumnatul și cu nașul. Șeful gării află, care trebuia să le dea vagoanele gratuit, află că acolo este vorba despre o sumă de bani printr-un ziarist care îi spune povestea și atunci le zice, nu se mai împart banii ăia în trei, se împart în patru. Și primarul zice, doamne, o ia pe Victorița, pe soția lui și zice, Victorițo, fă ce știi, fă cum vrei, numai să nu împărțim banii și cu el. Și o trimite pe nevastă sa la înaintare. Ei se îndrăgostesc, ce este acolo? Deci vă dați seama, piesă scrisă acum 100 de ani, problemele lor de atunci sunt fix aceleași de azi și probabil și peste. Și mulți se gândesc la Plicul. Și atunci a venit Dan Tudor și a zis, vrei să joci? Și am zis, eu ofertam să joc eu primarul. Și atunci joc în Plicul și joc primarul. Dar este absolut cum e Caragiale cu Scrisoarea pierdută, cu Noaptea furtunoasă, scrisă așa, geniu. Așa este și piesa lui Rebreanu și am ieșit pe stradă să fac un vox populis, să vedem cine mai merge la teatru. Deci vreau să vă zic că în mare parte mergeam către tineri, nici nu se opreau să vorbească, trebuia merge la teatru. Nu mulțumesc, ce teatru? Nu. Și apare domnișoara și zice, eu merg la teatru, merg. Cât? A, foarte des. Cât de des mergi? Păi zice, cred că am fost, când ai fost ultima dată? Zice, cred că acum 3 ani. Și zic că ai auzit de celebra piesă Plicul? Plicul? Nu. Piesa lui Liviu? Ce Guță. Bravo, stai jos. La Ateneu. Asta. Exact. Și în mare parte tot așa, publicul de teatru este publicul din garda mai veche sau... Bun, ar fi iată important să folosim sălile liceilor ca să fie aproape și de publicul viitor. Dacă nu vin ei, să ne ducem noi. Farse în viața de zi cu zi, nu la... Nu prea mai fac se, acum. Se povesteau actorii că erau obișnuite, îi strecurau unuia în punga cu mâncare un săpun, îi încurca noi avem de butaforie, tot felul de... Noi avem un spectacol, Gaițele, al lui Chirițescu, tot așa, tot regia Gelu Colceac, cred că am lucrat cu domnul Colceac în vreo 7-8 spectacole. Și făcut independent, fix atunci înainte de pandemie, am avut premiera pe 12 februarie și pe 15 martie, da. Am avut pe 9 martie la Iași, două spectacole într-o zi, de la 5 și de la 20, și când am venit a doua zi la Bacău pe 10, ne-au interzis, n-am mai putut să jucăm. Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir, Manuela Hărăbor, o distribuție de zile mari. Și la final, când se termină spectacolul, pentru cine mai știe povestea, Margareta, fica Anetei, la final
mă rog, află că de fapt Mircea e cu Vanda și că e înșelată și atunci ia sticla cu Laudanum și... Nu, mai continuăm că Google e foarte atent la chestiile astea. Și la final se termină cu parastasul Margaretei, după 40 de zile se întorc la așa și la final vine cu țoiurile alea, hai, noroc și sănătate, aul, stai că e parastas. Și cu muzică se termină cu mare petrecere. Și la un spectacol, nu mai știu exact unde, colegul organizator, impresar, că sunt țoiurile alea de... le-a pus cu pălincă. La final noi toți le luăm acolo, suntem 11 actori în față pe scenă și apă de fiecare dată, pum, și ne-a pus cu pălincă. Tu, unii au scuipat, unii... Și după aia, zic, mamă, stai că sunt cu mașina, ce fac, nu mai plec. Dar se fac fel de fel de din astea. De exemplu, povesteau la un teatru în București, că și-au propus 2-3 colegi să îl îmbolnăvească pe unul. Și au început așa, treptat. Ce ai, ți-e rău? Parcă ți s-a umflat capul? Parcă... Nici mai și, da, și în fiecare zi așa, după care altul, mă, ce ai, ți s-a umflat capul? Și într-o zi și la costume i-au pus pe pălărie, nu știu cum, și nu-i mai intrat pe cap și efectiv omul s-a îmbolnăvit în câteva zile. Că toți, cum îl vedeam, ce cu tine, ce poți? Și multe din astea, adică trebuie să stai tot timpul așa. Ultima farsă pe care ați făcut-o la televiziune? Ultima farsă... 2002. Renunțasem deja la farse și am început să fac o emisiune de, i-am zis eu, educație rutieră, dar era așa combinată cu un pic de farse, că aveam niște aprobări de la poliția rutieră, aveam o mașină din asta pe care aveam stație de poliție. Urmăream prin oraș mașini care greșeau, de exemplu, mergeam prin oraș și vedeam că unul a trecut pe roșu și îl filmam și după aia cu acele semnale sonore opream. Așa eram îmbrăcat în polițist, aveam și stații în alea de jucărie și filmam cu camera ascunsă și exageram măsura. Îi spuneam, domnule, îți iau permis, îți iau mașina, la un moment dat venisem și cu din aia de ridicări auto, i-am luat mașina, am pus-o pe o platformă. Și la final, îi spuneam, domnule, nu suntem polițiști, nu pot să, uite, suntem de la OTV, de la emisiunea Trageți pe dreapta și îi arătam un accident, zic, uite, a întors unul pe după tramvai la un dat, ce ai făcut și tu acum? Și zic, uite ce a pățit, a venit tramvaiul, la, uite ce poți să pățești. Promite că nu mai faci asta niciodată în fața poporului și în plus îi mai ofeream și o vacanță la munte, la Sinaia, aveam un contract cu un hotel, un weekend la munte gratuit. Și am făcut emisiunea asta. Deci după ce că greșeam, mai primeam da. Și o vacanță. Și am făcut această emisiune, adică am filmat, cred că vreo 6 luni și am apucat să difuzez vreo 4-5-6 emisiuni. Și într-o zi acolo chiar la Baba Novac trebuia să faci, să mergi înainte și era interzis la stânga. Și unul a făcut stânga. Și m-am luat așa după el, l-am oprit și era un tip așa mare, fioros, deci milimetric să mă bată. Deci m-a înjurat, m-a făcut în toate alea, bă, și era că eu aveam și firmă de pază. Dar le spuneam, stați un pic, că poate totuși nu dă. Și eram îmbrăcat în polițist, el nu știa cine sunt. Și mi-a stat inima la un moment dat, că a venit așa la mine și a urlat odată și a zis, bă, dacă îți dau una, sare capul sau ceva. Și am zis, cred că ar trebui să-i spun că suntem de la... Trageți pe dreapta, e doar o emisiune de educație rutieră. Cert este că după aia, a doua zi, că l-a și sunat pe cineva, m-a oprit unul. Zice, uite, vrea să-mi ia permisul. Ia vorbește tu cu el. Și îmi dădea telefonul să vorbesc și eu n-am vrut să vorbesc. Și întreba cel pe care îl sunase, dar cine e? Cum te cheamă, mă? Comisarul Dumitru. Cât are pe insignă? Eu n-aveam insignă. Cât ai, mă, pe insignă, mă întreba domnul. N-am insignă. N-are, mă. Ia, mă, vorbește că e șeful tău. Eu n-am șef, eu sunt șef aici în stradă, cel mai mare șef. Ia uite, mă, ce spune, că n-are șef. Și la final, după ce am spus că suntem de la Trageți pe dreapta, uite, este o emisiune, l-a sunat din nou pe acel personaj. Și a zis, nu e, mă, de, este de la OTV, e de la o emisiune, stai liniștit că nu mi-a permisul. Și am auzit ceva, de unde e? Și a doua zi s-a inflamat toată poliția rutieră și m-au sunat toți, mi-au luat stația, mi-au interzis, deși aveam drept să port uniformă. S-au făcut niște deranjuri pe undeva și au zis, și există acea filmare pe care eu nu am pus-o, dar a pus-o cineva pe YouTube, pusă de altcineva și are peste 4 milioane de vizualizări sau ceva de genul. Se numește Trageți pe dreapta, ăla rău sau nu știu, Gabriel Fătu, Trageți pe dreapta. Un tip așa fioros care efectiv am simțit la un moment dat că zic gata, cred că
mă trezesc pe jos că nu mai e. El își pierduse răbdarea și era foarte nervos. Era și cu soția în mașină și cu copilul. Dar cum zic, dacă așa făcea cu mine, care nu eram polițist, vă dați seama că el așa făcea și cu un polițist. Și aia a fost ultima misiune. Eu spuneam de educație rutieră, dar conținea și această farsă că la final dezamorsam, omul nu pățea nimic și că nu, eu n-aveam dreptul să-i dau amendă sau că nu eram polițist. Și cu excursie. Cel mai interesant era când opream doamne, domnișoare, la fel, tot timpul ele sunau pe cineva. Tu știi cine sunt eu? Nu, nici mă interesează. Uite, vorbește cu iubii, vorbește. Și tot încerca să-mi dea la telefon pe cineva și eu nu prea mâna pe telefon. Și le agitam și le spuneam că, uite, zic, o să-ți suspend permisul pe un an, o să îți iau mașină. Cum se numea comedia cu Amanta? Amanta noastră de la minister. De la minister. Amanta noastră de la minister. Regia Gelu Colceac la Teatrul Dramaturgilor Români. Cred că în 2 săptămâni vom avea premiera oficială. Așa ne-am propus. În timpul spectacolului să sune să sune domnișoara. Să sune șeful. Nici aici nu știu cum care e finalul, să nici nu îl menționăm. Vedem la final și acum de exemplu am început un proiect nou. Siciliana, Aurel Baranga. Ne întoarcem tot la clasici pentru că sunt câțiva autori că mulți întreabă de ce dacă sunteți Teatrul Dramaturgilor Români, nu montați autorii români contemporani. Încercăm, dar tot clasicul e, sunt piese bine scrise. Acum se vorbește de sala Palatului, dar înainte de 89 s-a umplut sala polivalentă cu Preșu, a lui Ion Băieșu. Da, se joacă așa cum la Teatrul Național. Noi am redescoperit că am citit-o de curând și s-a jucat de mult, jucau Demrădulescu, erau tineri. Siciliana s-a jucat la Teatrul de Comedie. Și am luat personajele părinții, mama și tata băiatului, Carmen Tănase și Florin Zanfirescu, care deși a declarat că nu mai joacă acum 2-3 ani, că a zis că am încheiat cu profesia asta, i-am propus acest rol. Au o scenă destul de mare la început, apoi partea grea și mult au tinerii, Fifi și Bebe și Muchi și Nichi și șahistul Tiberiu. Și am dat casting pentru aceste roluri, pentru Fifi și Bebe, și Nichi și Muchi, și am zis dacă vin 20-30 de tineri, ca să mai vedem și noi actorii tineri, că am pus condiții 20-30 de ani, ca să nu vină peste 50 dacă personajul are 24 de ani. Și vreau să vă zic, s-au înscris peste 200 de actori tineri. A selectat... Să spunem că siciliana nu se referă la mafie sau ceva de genul ăsta, e la jocul de șah, exact, cine știe. Și a selectat regizorul din cei 200, a chemat vreo, cred că 60, și acum a găsit unii foarte buni și azi am discutat cu el și a zis încă nu știu pe care iau, pe cei pe care am selectat, sunt vreo 6-7, să-i mai vedem o dată, să-i mai punem. Și mai încolo vom avea și această premieră cu siciliana, dar deocamdată să ne întoarcem la amanta noastră de la minister, că e prima care urmează la Teatrul Dramaturgilor Români. Și găsiți pe site-ul nostru teatrurdramaturgilor.ro tot programul. Un succes! Mai aștept la deceniu. Vă aștept la teatru. La revedere!